Suntem într-acest loc minunat, în sânul naturii, suntem oamenii lui Dumnezeu, adunați la această adunare, la această sărbătoare și suntem în momentul când cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, ca Domnul să binecuvânteze ora de rugăciune, sărbătoarea de astăzi și în toate numele Lui să fie slăvit, dar noi să fim cu dispoziție bună, recunoscători de tot ce a făcut El pentru noi. Ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumesc de tot binele care ne-l-ai făcut nouă până aici. Mulțumesc de astăzi zi frumoasă, mulțumesc de natura minunată pe care ai creat-o pentru noi. Mulțumesc de tot ce te-ai îngrijit pentru noi, mulțumesc de întrebarea mântuirii, mulțumesc de toate, de toate. Doamne, binecuvânt adunarea de noastră într-astă dimineață. Dărește har fraților care să vorbească. Vreau ca în toate numai numele Tău să fie proslăvit, pentru că Tu ești vrednic. Amin. Vom cânta prima cântare, numărul 42, O Tatăl nostru, Te rugăm, privirea către noi să pleci. Numărul 42 de razele cerului. Mai tare, mai cu inimă. Thank you.
frați și surori, scumpă biserică, în dimineața aceasta este un har deosebit pentru fiecare din noi care ne-am adunat în locul acesta. Este o binecuvântare de la Dumnezeu. Cu ocazia acestei sărbători vreau să dau citire cuvântul Dumnezeu care este la Isaia, capitolul 62, la versetul 5, a doua jumătate. Isaia 62, versetul 5, a doua jumătate. Cum se bucură mirile de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Amin. Luați loc. Cum am spus, este bucurie, însă va fi și lacrimi. Lacrimi de bucurie. În dimineața aceasta am citit acest verset, cum se bucură mirile de mireasa lui. Este o bucurie pentru miri astăzi. El se bucură foarte mult. Însă, țin minte de mic copil, de când eram copil, când spuneam că ne ducem la nuntă, și nu spune că ne ducem la nuntă să vedem mirile, dar să vedem ce mireasa. N-am auzit ca cineva să ducă la nuntă să vadă mirile. Tot atenția e de la mireasa. Cea mai frumoasă este în mijlocul nostru astăzi mireasa. Această ființă care a dorit foarte mult ca astăzi să stea în fața noastră, ca astăzi mirile se bucure de mireasa lui. Este frumos când mireasa este îmbrăcată în rochie de mireasă. Această rochie albă de mireasă care nu vom îmbrăca niciodată. Mireasa pentru o zi ea îmbracă această rochie, această rochie frumoasă albă, care fiecare din noi o cunoaștem că este mireasă. Vă închipuiți dacă mireasa era să fie îmbrăcată în haine obișnuite, cum suntem noi astăzi îmbrăcați. Cine era să o cunoască că este mireasă? Eu cred că nu o cunoște nimeni că este mireasă. Și mirile nu era să bucure de mireasa lui, pentru că nu are haina aceasta care este mireasă. Această haină o face ca să fie mireasă. Această haină o face deosebită față de noi. Domnul Iisus Hristos este mirile. Biserica este mireasa Lui. Și biserica are o haină de mireasă. Și această haină de mireasă este neprihănirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Această neprihănire care i-a dat-o bisericii, Dumnezeu se bucură. Se bucură de această haină care o poartă biserica. Și biserica este recunoscută prin neprihănirea ea. Prin această rochie de mireasă pe care i-a dat-o Dumnezeu să o poarte cu demnitate. În ziua aceea când faci acel frumos legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu îți dă această haină albă. Această haină albă care reprezintă mireasa. Și această mireasă așteaptă mirile. Și cum s-a zis mai înainte, că tot atenția este trasă la mireasă, așa tot atenția este atrasă astăzi față de biserică. Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Și prin această haină noi arătăm bucuria lui Dumnezeu. Bucuria lui Dumnezeu care a lăsat-o pe acest pământ, prin Fiul Său Iisus Hristos, se spune că tot cine va crede în El va fi mântuit. Ce bucurie este în ceruri, când se uită cerul la biserica lui, când se uită cerul, când biserica poartă această haină. Cum se bucură mirile, frați și surori, așa se bucură Dumnezeu astăzi de noi. Să ne ajute, dar bunul Dumnezeu, că suntem pe acest pământ, că purtăm această haină a neprihănirii. Se bucure Dumnezeu în fiecare zi de noi, cum se bucură astăzi mirele de mireasa lui. Amin.
Suntem aici adunați într acest loc cu vârste diferite, dar toți creștinii au același dor să ascult ce ne va spune Domnul azi la adunarea de astăzi. Propun ca să cântăm cântarea 280 din Razele Cerului: Însetați unde tine, Iisuse, și povața ta pururi aștept. Ești speranța, lumina nespusă și limanul spre care mă îndrept. Numărul 280 din Razele Cerului. Iubiți frați, iubite surori, stimate rude, copilași, să ascultăm cuvântul Domnului care ne este scris în prorocia din cartea Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7 și mai jos. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta Mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. În primul cuvânt care l-am ascultat până acum, s-a vorbit mai mult cu privire la această îmbrăcăminte scumpă, rochia miresei, și am văzut că este un cadou pe care îl face mirele acestei mirese și ea s-a pregătit. Eu vreau să-mi accentuez mai mult cuvântul pe cuvântul s-a pregătit. Orice lucrare care vrem noi să o facem este să te pregătești. Este așa un moment, iată, copiii învață o profesie și ca să învețe profesia aceasta, ei trebuie să vină la un colegiu, la o instituție superioară de învățământ, dar nu primesc acolo pe oricine la această profesie, ci copiii aceștia timp de 9 sau 12 ani ce fac? Se pregătesc ca să poată intra acolo. Și au grijă părinții, au grijă învățătorii, au grijă toți ca copiii aceștia când or crește să fie primiți la studiile acestea. Tot așa se pregătește și o nuntă, fraților. Și ca să faci o nuntă, trebuie să pregătească toți, și părinții, și mirele, și mireasa. Și aceștia care s-au pregătit, aceștia și au parte de bucuria despre care noi am citit. Câtă bucurie ar fi dacă n-ar fi pregătit nimic? Nu s-au pregătit nici mirele, nici mireasa, nici părinții, câtă bucurie ar fi în această zi? Probabil că mai multe discuții ar fi și de locul n-ar fi bucurie. Dar tocmai în jertfa aceasta de pregătire și este bucuria a noastră, a celor care suntem aici. Și mai mult am să spun că cei care s-au pregătit, aceia doar și vor avea parte de viața veșnică.
Sunt mai multe locuri care spun că trebuie să te pregătești. Primul loc am să-l aduc aminte de la Matei, capitolul 22, nunta fiului de împărat. Vă aduceți aminte că acolo au fost invitați aceia care nu erau deodată planificați ca să fie la nunta aceea. Și au intrat toți și aveau toți o haină de nuntă și s-a găsit cineva care n-a avut haina aceasta de nuntă. Și hotărârea a fost foarte serioasă. Dați-l afară și nu după ușă, dar unde ci? Unde-i scrâșnirea dinților și chinul veșnic. O altă situație este pilda fecioarelor, când cinci au fost înțelepte și s-au pregătit. Și cinci au fost nu prea înțelepte, ori neînțelepte deloc chiar, și nu s-au pregătit. Și când a venit mirele cu mireasa, cele care au fost gata, au avut intrare la nunta aceea. Dar cele care n-au fost gata, până s-au dus și ele să pregătească, ușa s-a închis și ușa aceasta s-a închis pe totdeauna. Când au venit și ele și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne, duceți-vă de la mine că nu vă cunosc. Nu le-au zis, mai așteptați o leacă, mai veniți altă dată. Nu li s-a spus așa, duceți-vă că nu vă cunosc. Ușa aceasta pentru cei nepregătiți s-a închis pentru totdeauna. Și adresarea mea către noi toți este, noi ne pregătim de nunta mielului. Noi suntem azi la nuntă și o folosim ca o ocazie ca să mai cugetăm o dată la Cuvântul Dumnezeu. Și întrebarea mea este, noi ne pregătim de nunta mielului? Căci toți acei care vor fi astăzi în centrul atenției, ei s-au pregătit. Și pregăteala aceasta n-a fost în ultimul ceas. Nu s-au pregătit rochea astă noapte. Rochea asta e gata de jumătate de an, așa? Jumătate de an rochea asta au așteptat ziua asta. Și toate celelalte au fost pregătite din timp, încetul cu încetul. Azi noi numai să le vedem toate că le punem grămadă. Dar de fapt fiecare lucru încetul cu încetul au fost pregătite. Și masa care ne așteaptă nu s-a făcut astă noapte. Măcar că astă noapte bănuiesc s-o munci tare. Dar s-a pregătit mai din timp, mai nu așa cum cred unii că tot se face într-o zi. Se face mai din timp toate. Într-o zi nu sprânește nimica. Și câți am auzit că las ca să mă pocăiesc înainte de moarte. Nici măcar nu știi când e ziua aceea morții. Dar nu că este pocăiește înainte de moarte. Pocăința aceasta, frați și surori, trebuie să fie din timp. Pentru că pocăința nu-i un eveniment, ia că m-am pocăit. Nu, eu m-am pocăit 30 de ani în urmă, dar credeți că azi dimineață nu m-am pocăit? M-am pocăit. Dar credeți că de seară n-am să mă pocăiesc? Am să mă pocăiesc. Și mâine dimineață de la început am să mă pocăiesc. Și tătă ziua iar am să mă pocăiesc. Pentru că pocăința e o viață. Noi ducem o viață de pocăință. Noi nu avem o pocăință care s-a făcut cândva undeva și cu aceasta nădăjduim să intrăm în împărăția celor. Nu. Pocăința este un proces de o viață întreagă. Și înaintea morții tot am să mă pocăiesc și am să mă mărturisesc. Și tot așa, tot drumul și un drum de pregătire. Și asta vreau să accentuez, că numai cei de s-au pregătit au intrat în bucuria cei despre care am citit. Cei care nu s-au gătit, care au disprețuit acest moment, ei nu au parte de bucuria aceea. Tot Matei 25, pilda oilor și caprelor. Lucruri foarte simple. Pentru ce au fost numite acele capre, duceți-vă blestemaților în focul veșnic care au fost pregătit și iadul a fost pregătit, vedeți? Diavolului și îngerilor lui. Cu ce s-au făcut vinovate caprele celea că le-au numit blestemaților? Noi nu numim pe nimeni și nu blestemăm pe nimeni. Dar cuvântul ne arată clar, blestemați. Ce n-au făcut caprele celea? Nu au dat un pahar de apă. Nu zic că n-ați dat milioane, că n-ați făcut misii, că n-ați făcut altceva. Măi, n-ați dat un pahar de apă. N-ați vizitat un bolnav.
Ați fost vădată puși la observații că n-ați vizitat vreun bolnav, ori n-ați avut bolnavi în biserică? Nimeni nu și-a făcut griji. Nu a fost și nu a fost. Ia uite. Dar Domnul înseamnă acolo. Ai fost ori n-ai fost. N-ai vizitat nici pe un prigonit. Eu special n-am spus că pe unul care stă în închisoare, pentru că s-are invidierea cei care au stat în închisoare pentru cuvântul lui Dumnezeu. N-ai pus odată o semnătură pentru o hadataistă de aceea ca să triumfe adevărul și să îi elibereze fratele din pediapsă pentru că predică Evanghelia. De câte ori ți s-a propus să faci ceva pentru unul care neînsemnat, ia ca pentru cei însemnați, nu știu cum, noi avem inimă ca să ajutăm. Dar pentru cei neînsemnați, ia ca stă unul de locul important. E că asta este pregătirea și eu spun lucruri care stau la suprafață, dar fiecare de noi cunoaște ce are de făcut ca să se pregătească de viața veșnică. Nu toți vom fi tot una în împărăția cerurilor. Cumva zace gândul ăsta în mulți că în împărăția cerurilor tăți tot una simt. N-ați simt tăți tot una. În împărăția cerurilor tot fiecare să-și aibă cununa lui. Și la cununa aceea lucrează fiecare. Lucrează fiecare. După cum, iată și Samuel cu Lenuța, ei n-au să aibă aceeași viață cum au avut-o poate părinții lor, poate frații lor. De ce? Pentru că Samuel s-a pregătit deosebit. Eu am mai însurat vreo trei, asta e a patrălea. Și am văzut cum se găteau așa și văd cum se gătește aici. E mare diferență. E mare diferență între ceea ce au făcut ceilalți și ce face aici. De atâta știu că aici șadă în fruntea rândului, de aceea o să meargă din urmă. Nu? Așei care amuz din urmă, uitați-vă și învățați-vă minte și luați-o și voi înainte. Cu cât mai bine să pregătesc lucrurile, cu atât mai bine merg. Anul trecut tot am însurat un băiet, dar el s-a însurat tocmai în Germania. Și a zis, tată, numai decât trebuie să vii. Când m-am dus la avion, a zis 70.000 biletul. Zic, oi, pe mine nunta nu mă costă cât biletul tău. Zic, haidem și să pregătim mașina noastră și ne ducem la 5.000 de kilometri. Mașina mea tot era bună de măritat, de-am avea 20 de ani. Și hai să o pregătim. Și i-am gătit una, i-am gătit alta, s-o investit nu puțin într-însa. Dar vă spun așa, dacă a fost pregătită, am ajuns până în Germania și aia am mers tătă Germania aceea, ne-am întors cu bine acasă, nu a tușit odată. Tot a fost extraordinar. Dar de ce? Pentru că s-a pregătit de drumul ăsta. Tot așa și drumul vieții. Dacă te pregătești de drumul ăsta a vieții, el a să meargă ușor. Dar dacă nu ești gătit de drumul ăsta, n-ai făcut nimic. Ce ar trebui înainte de drumul vieții ca să pregătești? Cei mai mari pregătiri este să-L iei pe Domnul Iisus cu tine. A fost odată așa un caz în Statele Unite, niște copii se duceau să distreze, mămica credincioasă, și le spune, hai mergeți cu Domnul. Răspunde arogant și spune, mamă, mașina noastră sunt numai 5 locuri și noi suntem 5. N-avem noi unde să-L punem pe Domnul, doar în bagajnic. Și în bagajnic și ala ei aveau, cum se duc ouăle, cum se cheamă asta, plastinca asta cu ouă. Un latoc cu ouă aveau acolo. Și cum erau ei distrați și mergeau cu mașina aceea, au făcut accident. Toți 5 au murit. Interesant, când au deschis bagajnicul, nu era străcat un ou. Tot era întreg. Deși l-au pus pe Domnul în bagajnic să păzească ouăle. Dar ei, fără paza lui, s-au pornit unde s-au pornit. Și iată rezultatul. Tot așa și aici. Când pornești pe drumul vieții, trebuie să-L iei pe Domnul Iisus. Întotdeauna Domnul Iisus să vă fie în capul vieții voastre. Dimineața o începeți cu Dumnezeu, seara o încheiați cu Dumnezeu, peste zi mereu în ajutorul Domnului, că Domnul nu se supără. El nu obosește când noi spunem, Doamne ajută.
Asta noi obosim când nu ne-a spus nici nimeni, că dar noi de-am suntem obosiți. Dar Domnul nu obosește. El tare vrea ca să ne ajute. El așa își spune, când ai nevoie, strigă la mine după ajutor. Nevasta asta care s-a pregătit, am văzut că rochia i-a dat-o Domnul. Și noi trebuie să fim aceia care mereu să ne pregătim. Faptele bune care reprezintă haina aceasta, trebuie mereu să le facem. În fiecare zi ne sculăm cu ideea aceasta. Ce facem pentru Dumnezeu? Este adevărat că tinereța își cere aici și și facem pentru noi, pentru casa noastră, pentru luxul nostru, pentru toate este a noastră. Dar haina aceea de in nu e ce ai făcut pentru tine, dar și e ce ai făcut pentru Domnul. Și iată, în fiecare zi trebuie să trăiești cu ideea asta, fă pentru Domnul. Și fiindcă sunteți aici cei mai vârstnici, și mâine am să vin la voi să vorbim împreună, dar azi numai un gând de mâine vă spun. Când a îmbătrânit prorocul Ilie, s-a pus el sub un tufar și a zis că, Doamne, gata, vine și mă ia. Știi, gândi că și Ilie e bătrân și lucru a făcut mult, deși nu l-ar lua Domnul acasă. Dar când a venit Domnul, ce i-a spus? Hai, Ilie? Nu. Căruța era gătită de Dumnezeu, dar el nu era sub tufariul ăsta. Ilie, până ajungi la căruță, până ajungi ca să treci în partea aceea, te duci și ungi împărat pe așala, te duci și transmiți toate lucrările tale lui Elisei, te duci și mai faci așa, mai faci ceilaltă, cât încă a avut de făcut Ilie ca să fie gata ca să urci în carul acela de biruință. Și la urmă s-o termina bine, s-o termina cu carul, dar cât i-a avut de făcut. Măcar că părerea lui era că gata. Și eu am obosit și tot împrejur s-o mântuit. Gata, iem acasă. Nu. Încă trebuie de făcut cu tare, cu tare și cu tare și cu tare. Lucrări care erau poruncite de Dumnezeu. Astea nu erau lucrările că Ilie vroia să le facă. Astea erau lucrări poruncite de Dumnezeu și ele trebuiau făcute și nu era nimeni altul care să le poată face în afară de Ilie. Asta e. Și când stai și te uiți în fiecare zi, nu te gândi. Lasă că fratele șala să facă așa, sora așa să facă așa, lantă, dar eu las acasă. Eu așa de-am nișu de pe cuvântul ăsta, că care și ne-l suni, tăți să-ți las acasă. Trebuie de făcut ceva, dar ei las acasă. Trebuie un tabără, dar ei las acasă. Trebuie din coași, tot ei acasă. Dar de la Domnul n-avem niciun zacaz, oare? Dar ne-l facem și nu ne pregătim de întâlnirea cu Domnul. Ne pregătim de multe lucruri, dar nu de Domnul. Și vreau ca în această dimineață frumoasă să vă îndemn pe toți. Priviți la ceea ce se face împrejur. Întâlnirea noastră cu Domnul este foarte aproape, este iminent. Și când vezi toate acestea, la ce trebuie să te gândești? O singură întrebare. M-am pregătit eu? Sunt eu gata ori nu sunt eu gata? Trebuie să fii gata pentru întâlnirea cu Domnul. Nepregătit la Domnul, ai upățești ca fecioarele celea. Vii, dar nu intri. Vii, dar nu te acceptă. Iată, mă gândesc și la jertfa lui Abel. Cum a fost jertfa lui Abel? Pregătită ori nepregătită? Pregătită. Dar jertfa lui Cain nu a fost pregătită? Într-un fel pregătită, dar cam din fugă toate făcute. Și când s-a uitat Domnul la jertfele astea, la una o prănit-o, o privit-o cu plăcere, dar cealaltă nu a acceptat-o. Nu a fost nepregătită. Cain nu a fost nepregătit. Și jertfa lui a fost neplăcută Domnului. Iată, să fim toți ca Abel. Să ne pregătim din timp și să aducem oaia cei mai scumpă, oaia cei mai bună, cei mai frumoasă din turmă. Că Abel nu s-a dus o apucat o oaie care a rămas din urma cârdului, dă că o dăm jertfă, că tot de una merge din urmă. El a ales-o pe cei mai bună, de un an, de zile, și acolo era ce să aduci, era ce să privești. Era toată stăruința lui Abel, că un cârlan de un an de zile nu crește singur, dar și trebuie să faci. Trebuie să-l paști o leacă, trebuie să-l crești, trebuie să-l păzești.
ai lucru cu dânsul. Și la urmă l-a dus Domnul. Dar Cain, unde o prășit, unde nu prie, unde o a avut și o după frate, și o a dus și el o jertfă și s-a terminat cu o sânda. Deci să ne pregătim pentru ziua întâlnirii. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Și să ne rugăm acum. Cu mulțumire venim în fața tronului Harului Tău, Tată Ceresc, în numele Lui Iisus Hristos, pentru toată lucrarea de mântuire care ai făcut-o, pentru că ne-ai pregătit și nouă și o haină și un locaș în care să trăim veșnic în împărăția Ta. Mulțumim pentru toată stăruința Ta care ai făcut-o chiar deosebit față de noi. Și acum ajută-ne cu înțelepciune ca să ne pregătim și noi de ziua întâlnirii noastre. Să nu venim ca ficioarele cele neînțelepte, nepregătiți, dar să fim pregătiți pe deplin. Și mâinile noastre să nu fie goale, dar să fie pline, pentru ca bucuria noastră să fie desăvârșită. În mâna Ta ne încredințăm noi. Slavă Ți, Tată Ceresc, pentru toate în veci. Amin. Avram, tatăl tuturor credincioșilor, în lăuntrul Lui dore cetatea aceea care are temelii tare, al cărei meșter și zidor este Dumnezeu. Și noi, oamenii lui Dumnezeu, care suntem și noi născuți din Dumnezeu, avem același dor să ajungem în patria cerească, în Ierusalimul Ceresc, care este pregătit de mult timp și este pregătit foarte perfect. Doresc ca împreună să cântăm cântarea aceasta, 574 din Razele Cerului. Ierusalime, cetate împodobite, cu străzi de aur, argint și cristal, de pe pământ al meu dor se ridică, să ajung la tine trecut peste val. 574. Thank you.
Dragi frați și surori, stimați oaspeți, stimat mire și mireasă, au rămas câteva minute ca să ieșiți din statutul de mire și mireasă și veți avea un altul. Sunt momente când sunt foarte importante, pentru că noi suntem în fața lui Dumnezeu acum. Am ascultat din cuvântul lui Dumnezeu, dar acum venim în fața Lui, în fața Celui care v-a creat, ca să cerem binecuvântare pentru viața voastră, pentru familia voastră. Noi o numim cununie. Și oamenii spun că în viața aceasta sunt trei mari sărbători. Una când te naști, apoi alta când creezi o familie, iar apoi când pleci de pe acest pământ. Voi sunteți în culmea vieții când sunteți adunați cu cei mai dragi ca să-L chemați pe Dumnezeu în viața voastră. Aș vrea ca să citesc din cuvântul Domnului doar un verset, să cer binecuvântarea, să-L chem pe Dumnezeu la această lucrare, care este foarte importantă. De fiecare dată prefer să citesc și să chem numele Domnului peste această lucrare. Ioan capitolul 2, versetul 2 spune așa: și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii săi. Aplicăm captele noastre și cerem binecuvântarea Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în fața Ta plin de recunoștință că suntem copiii Tăi. Avem o lucrare minunată astăzi, pentru că Domnul Iisus Hristos pe acest pământ lucrează la inima oamenilor și ce ai creat Tu continuă. Suntem în momentul când se formează o familie și ne bucurăm împreună cu rudele noastre, frații, surorile, toți împreună suntem aici pentru că Tu ești deasupra. Te rog, Doamne, să binecuvântezi această lucrare. Binecuvântează tinerii ca să aibă o atitudine corectă în fața Ta. Te chem, Doamne, ca Tu să binecuvântezi cuvântul și tot ce va fi aici explicat să fie clar pentru noi și pentru ei. Numele Tău cel mare îl binecuvântăm, care este vrednic, Tată, Fiul, Duh Sfânt. Amin. Luați loc, frați și surori. Într această zi aș vrea să spun că este foarte important pentru Samuel și Elena. Este o zi care voi vă veți lega viața în continuare. Spun de amintiri, spun de efecte și vreau să spun că de fapt de aici se pornește un nou capitol în viața voastră. Părinții sunt prezenți și de fiecare dată când noi suntem la așa lucrări, ca să intrăm în actul acesta de a cere binecuvântarea lui Dumnezeu asupra voastră, de fapt, cununia este o înțelegere și un legământ înaintea multor martori între voi și înaintea multor martori cu Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie să fie binecuvântarea părinților și asta înseamnă, dacă este acord, înțelegere, bună înțelegere. Apoi trebuie să fie binecuvântarea bisericii. Dacă este binecuvântarea bisericii, aveți binecuvântare în perspectivă. Și când toți binecuvântează, toți împreună fac o binecuvântare mare. Îl cheamă pe Dumnezeu ca Dumnezeu să vă ajute. Aș vrea să întreb părinții Mirelui, sunteți de acord cu căsătoria aceasta, cu hotărârea lui Samuel? Domnul să binecuvânteze. Părinții Miresei, sunteți de acord cu hotărârea Elenei, da? Domnul să binecuvânteze. Samuel, vreau să te mai întreb o dată, nu cumva îți schimb părerea azi? Nu schimbă părerea. Elena, tu nu cumva schimbi părerea? Nu vă schimbați. În baza mărturiei lor, noi astăzi
vom face acest act sfânt. De fapt, dacă toți au dat binecuvântarea, s-ar putea derugat. Dar aș vrea ca să vedem din cuvântul Domnului ceva important pentru voi. Frați și surori, aș vrea să spun ceva. Noi trăim timpuri foarte interesante, foarte complicate. Acum 20 de ani în urmă, am plecat din Moldova și am ajuns printre străini și acolo am înțeles că familia, eram deja căsătorit. Poate să fie și dintr-un bărbat și un bărbat și dintr-o femeie și dintr-o femeie. Pentru prima dată am înțeles lucrul acesta. Iar au trecut ani, s-au performat lucrurile și la noi și astăzi nu e o problemă, nu în străinătate, dar la noi în Moldova să auzi lucrul acesta. Când a creat Dumnezeu lucrurile la început, și aș vrea ca să vedem din Sfânta Scriptură cum le-a creat, aș vrea să spun ceva despre familie și anume că familia este proprietatea lui Dumnezeu. Și atunci voi ce sunteți? A lui Dumnezeu. Iată, dacă Dumnezeu nu crea lucrurile într-așa fel ca parte bărbătească și parte femeiască să pună ei gândul acesta al familiei, ei nu aveau atracție unul față de altul. Dar Dumnezeu a pus în ei și la vremea potrivită Samuel s-a uitat. Eu nu știu unde erai, Samuel. Aici erai? În tabără? Ați auzit? Aici în tabără a văzut-o prima dată. Și a zis că asta este parte din partea mea. Dacă ai deschis secretul acesta, vreau să-ți mărturisesc un lucru care va rămâne aici între noi. Eu pe sora Nelly am văzut-o tot la tabără, aveam 17 ani. Nu știu câți ani aveai tu. Au trecut ani și Dumnezeu a condus lucrurile acolo unde trebuie. Iată, Dumnezeu a pus în tine acest gând ca să formezi o familie. Și asta sunt semnele care Dumnezeu le-a lăsat, ceea ce aparțin pentru familie. Vreau să citesc din Vechiul Testament, de la Geneza, ceea ce se citește de fiecare dată la cununie. Voi citi din capitolul 2, versetul 20 în jos, câteva versete. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Deci ținem prezent, Dumnezeu crea lumea, pământul, toate lucrurile și la un moment dat îl cheamă pe om, vină încoace. Și vine Adam. Cum îi punem numele? Și a început la rând, unul câte unul a pus la toate numele. Iar în concluzie, tot ce a creat Dumnezeu, nu s-a găsit nimic potrivit pentru el. Mai departe, atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a dormit și Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Când Adam a pus numele la toate viețuitoarele și tot ce a creat Dumnezeu, s-a gândit la un singur lucru. Pentru mine nu este nimic potrivit. Și atunci Creatorul a trimis un somn peste el. Când a trimis acest somn, i-a luat un os, o coastă și a făcut o femeie. Apoi el s-a trezit și a zis, a exclamat, în final s-a rezolvat problema mea. Iată, am găsit-o, iată osul meu, aici l-am găsit la Cimișeni. Vine o vreme când oamenii rezolvă problema. De fapt, între oameni este așa o zicală care spune că fiecare iarbă are umbra ei. Noi de multe ori povestim la tineri, tinerii dau întrebări, cum de găsit mai ușor partenerul de viață, cum să ne rugăm, cum să postim.
Da, cu tare e bun sau nu pentru mine, dar de unde sunt eu? Din America sau din Moldova, din Germania sau de la sat? Și pun diferite întrebări și noi, ca slujitori, răspundem la întrebări. Răspundem la întrebări ca să le fie clar la tineri. Dar vine un moment când inima spune clar, El este, ea este. Asta este creată de Dumnezeu, nu de om. Iată, de atunci de când Dumnezeu i-a pus în Adam gândul acesta și când El a zis, os din oasele mele, iată ce îmi lipsea mie, iată asta a rămas până în ziua de azi. Și atunci când se formează o familie, după voia lui Dumnezeu, nu este altceva decât semnul acesta al exclamării. Asta se confirmă voia lui Dumnezeu. El este pentru mine, eu sunt pentru El, totul este clar. Nu trebuie să-mi mai lămurească frață cum trebuie de căsătorit. Pentru mine e clar tot. Dacă ne uităm la istoria acestei familii, putem să vorbim multe despre ea. Dar eu aș vrea să mă opresc aici. Familia este proprietatea lui Dumnezeu. Ea nu este a noastră. Am mers în casa tatălui meu, unde am crescut 10 copii și am găsit pe ei doi fără 10 copii. Dar, de fapt, amintirile mele îmi spun clar că casa aceea era plină totdeauna de copii și nu știu când s-a întâmplat că niciun copil n-a mai rămas acolo. Asta înseamnă că au fost administratori pentru o vreme. Dumnezeu le-a dat 10 copii și apoi toți au plecat. Se vor întâlni cu ei dacă i-au educat, dacă i-au învățat bine, doar în împărăția lui Dumnezeu. Pe pământul acesta, dacă doresc, de fapt noi din când în când ne întâlnim în casa părintească, dar asta este vremelnic, noi nu mai suntem împreună. Fiecare dintre noi avem familiile noastre, am zburat fiecare la cuiburile noastre. Administratori au fost părinții noștri pentru o vreme. Apoi aș vrea să spun ceva mai adânc. Samuel, Dumnezeu îți dă administrator, tu ești administrator, îți dă pe Elena ca să administrezi familie. Într-o zi, Dumnezeu vă va binecuvânta pe acest pământ, dar într-o zi mandatul acesta de administrator se termină. Timpul acesta care Dumnezeu l-a numit familie pe pământ, El nu este veșnic. Sunt familii care soțul a plecat la cele veșnice, s-a terminat mandatul de administrator. Sunt familii care soția a plecat la cele veșnice. Doar aduceți-vă aminte că Dumnezeu v-a dat un timp. Cum l-ați trăit, așa rămâne. Familia este instituție creată de Dumnezeu în care reflectă pe pământ ce este dumnezeiesc. Iată, când Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, El a lăsat pe pământ ca oamenii să mulțească și să arăte slava lui Dumnezeu prin ceea ce a făcut Dumnezeu. Nu este nimic mai înalt, mai sus decât familia. De fapt, sunt două instituții foarte importante pe pământ. Oamenii câteodată se întreabă care este mai importantă. Ele amândouă sunt create de Dumnezeu. Este familia, este biserica. Dar noi, în biserica Domnului, dacă avem familii puternice, biserica este puternică. Noi trăim un timp, mi-aduc aminte când eu aveam vreo 6 ani, s-a auzit la noi în sat, satul nostru nu e mare, 1500 de oameni era pe atunci, s-a auzit la noi în sat că o familie din lume s-au despărțit. Nu prea trăiau bine și s-au despărțit. Auzeam cu jumătate de ureche, părinții vorbeau cu jumătate de glas între ei că familia lui Cutare s-a despărțit. Era o tragedie în satul nostru, oameni lumești. Frați și surori, dar noi, timp de 30 de ani, atât de mult am evoluat, atât de mult s-au schimbat lucrurile la noi în țară, nu în altă parte. Că toată țara asta noastră a ajuns un sat mic. Dacă se disparte cineva de la Bălți, noi cei de la Sud imediat știm, până în seară. Atunci oamenii auzeau peste ani, era o vreme mai lentă, erau lucrurile mai altfel. Și la vârsta mea de 6 ani am înțeles un lucru, că este strașnic dacă o familie se disparte.
Tăriat au trecut 30 de ani, sau mai bine, și noi acum asistăm, statistica în țara noastră spune că sunt mult mai multe divorțurile decât căsătoriile. Asta e realitatea care o trăim noi. Vreau să vă întreb, ce va fi peste 30 de ani? Și dacă așa sunt divorțuri, dacă sunt familii făcute din băcăți, căsătorite de-a doilea, de-a treilea, vreau să spun un lucru, ce fel de biserică mai este? Cea despre care s-a spus că este neprihănită, este sfântă. Vorbind despre aceste lucruri sfinte pe pământ, familia și biserica, dacă lucrurile acestea nu sunt sfinte, atunci ce mai rămâne sfânt pe pământ? Frați și surori, ce mai rămâne sfânt pe pământ? De asta Domnul Dumnezeu, când a făcut familia, a făcut-o sfântă, curată, și primii pași care a pus El în familie ca să fie păstrați, atâta vreme cât va fi pământul, sunt de a fi formată familia dintr-o bărbat și o femeie. Parte bărbătească, parte femeiască. Când toate nenorocirile acestea au ajuns la culme, încă în lumea veche, știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu s-a uitat la oameni și a zis că măturați, nu mai există nimic sfânt aici. A fost potopul pe pământ și a necat pe toți. Pentru că tot așa au distrus familie. Încetul cu încet au schimbat valorile. Și dacă vă aduceți aminte, a trecut încă timp și pe timpul lui Lot a șters cetăți de pe pământ pentru că iarăși oamenii au schimbat valorile. Dumnezeu nu poate tolera când cineva se anină de familie. Dumnezeu nu poate tolera când cineva se anină de biserica Domnului. Sunt două lucruri strâns legate. Nu pot trăi una fără alta. De asta, de la bun început, biserica Domnului este puternică atunci când familiile sunt puternice. Când familiile sunt bazate pe Dumnezeu. Vorbind despre această instituție sfântă, implică de la fiecare dintre noi responsabilitate. Eu dacă l-aș întreba pe Samuel, tu ești responsabil? Fără ca să-mi dea un răspuns, să zic că foarte responsabil, frate Iosif. M-am pregătit pentru aceasta. Dacă aș întreba pe Elena, tu ești responsabil, ești serioasă? Zic că mi-ar răspunde cam în felul următor, o știu pe ea. Hai să fim serioși, frate Iosif. Îmi dau seama cu câtă curăție de inimă la vârsta lor s-au străduit ca să facă ceva sfânt pentru ei, pentru viitor. Și vreau să spun că dacă voi veți merge așa, familia aceasta, care voi vreți să o aveți, va fi un colț de rai pe pământ. Dumnezeu a creat lucrurile într-așa fel ca omul, trecând prin tot ceea ce este, și nu vreau să mă văr în partea teologică, dar vreau să spun un lucru. Omul, în final, trebuie să ajungă iarăși de unde a căzut. Și în drumul acesta a dat o perspectivă și această perspectivă este familie. Ca să mai aibă mici bucurii, fericiri. Și asta este acest colț de rai, numiți-l cum vreți. Așa am găsit eu să-i fac o concluzie pentru mine. Pentru că în alergările vieții, în toate problemele care le am, eu am un refugiu unde merg. De unde nu mă întorc eu? Mă întorc în familia mea. Aici este punctul de unde plec, aici este altarul meu și tot aici este momentul când eu mă întorc. Colțul de rai este acesta. Nu uitați, sunteți administratori, pentru că proprietarul este Dumnezeu. Am menționat puțin despre aceea că au dat acordul și unul și alții și atunci când noi facem această lucrare sau chemăm numele Domnului, nu putem să facem cu sila lucrul acesta. Asta vine de la Dumnezeu și este de bună voie și este cu mare dragoste. Sunt multe căsătorii care sunt făcute cu diferite intenții, dar mi-aduc aminte de Avraam, omul lui Dumnezeu.
El care trecuse deja multe pe acest pământ, știți ce a făcut el o concluzie odată și a zis că mai bine este să iei din poporul tău. A menționat despre acord și a zis că și Samuel și Lena sunt copiii Domnului, sunt membri de biserică și ei au făcut pașii necesari pentru a ajunge la această lucrare importantă de a cere binecuvântarea Domnului. În Sfânta Scriptură, oamenii lui Dumnezeu, când au ajuns la această întrebare, de fapt, o tâlcuiau fiecare în felul lor, au zis așa, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu lumea. Nu vă înjugați. Asta înseamnă când credința ta nu este una cu partenerul tău. Asta înseamnă când gândurile tale nu sunt una. Asta înseamnă când tu ești diferit. Cum poți să ceri de la un Dumnezeu care tu nu-L cunoști? Și asta este foarte important și ne bucurăm pentru că voi ați avut această convingere plecând în viața de familie să-L chemați pe Dumnezeu. Odată ce am ajuns la această sfântă lucrare, la această concluzie că familia este a lui Dumnezeu, iar voi sunteți administratori, aș vrea ca orchestra să ne cânte două strofe dintr-o cântare instrumentală, noi ne vom ridica pe picioare și în semn al unirii, tinerii vor da mâna, iar după aceasta vă voi spune ceva despre legământul care îl aveți între voi. Amin. Luați loc, frate și surori, și mirele și mireasă tot iar în locul. Samuel, dacă va trece un an, îți vei aduce aminte din ceea ce discutăm noi acum. Nu uitați că sunteți administratori la ceea ce vă dă Dumnezeu, da? De asta trebuie să prețuiți mult și unul și altul, da? Acum, din ceea ce este legământul, aș vrea ca să vă spun ceva care este important și pentru tine, și pentru Elena, și pentru părinți. Sunt trei lucruri care îi leagă pe toți trei. Aceasta este foarte important. Deci o să-i citesc Elenei prima dată. Sau vrei să-i citesc cu Samuel? Cu Samuel, da? Bine, atunci atâta vreme cât încă ești îmbrăcat în roche de mireasă, ai tot dreptul ca să se respecte dorința. De la Coloseni, capitolul 3, versetul 19, spune așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Vreau să întreb publicul, a ținut cineva din cei maturi, deja care sunteți o altă generație, necaz pe neveste? A
Azi noi suntem la nuntă, nici într-un caz, așa? Samuel, iubiți-vă nevestele. Ce este mai greu, să iubești sau să fii supus? Eu nu știu, dacă ți-aș explica multe lucruri, poate probabil odată cu tot ceea ce este, să le uiți. Dar poți să ții minte că trebuie să iubești. Uite încoace. Să iubești, apoi iar să iubești. Și apoi iar să iubești. Ai să ții minte? Pentru tine ajunge. Pentru Elena. Versetul 18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Ce este mai greu, Elena, să iubești sau să fii supus? Cum? Să fii supus e mai greu. Dragi frați și surori, mă auziți bine? Ce este mai greu, să fii supus sau să iubești? Брат Яков, що трудніє? Бути супуска, кому? Повинуватися чи любити? У вас опит життя є вже. А я взагалі не думаю, що так. Любити, любити і опять любити. Фрат Славик, що спуй? Cam aceleași lucruri, dar sunt diferite puncte de vedere. Bun. Și acesta este un răspuns clar. Ca să iubești, trebuie să iubești. Nu-ți fac mari explicații. Da? Să iubești, să iubești, să iubești. Elena, supusă. Asta nu înseamnă că trebuie să mergi cu capul în jos, supusă, și asta e tot, s-a rezolvat întrebarea. Trebuie să-i dai întâietatea, Samuel ia decizii, luați decizii împreună. Asta nu înseamnă că cineva e mai sus, cineva e mai jos. Asta nu înseamnă că cineva trebuie să-și bată joc. Sunt reguli lăsate de Dumnezeu și aceste reguli trebuie să le respectați în familie. Toate lucrurile le discutați, dar oricum decizia rămâne după el. Mi-a zis un frate că femeia lui, soția, îi spunea mereu că trebuie să facă un cămin în sala care o aveau de oaspeți. Și-au făcut căminul, dar a trecut mulți ani, trebuie să-l convingă. Și cum ridica întrebarea căminului, cum să termina pacea în casă? Casa gata terminată, au făcut căminul, au jertfit. La un moment dat, după ce s-a terminat căminul, ceva era o problemă și puțin fum scăpa. Și n-a trecut multă vreme și îi spune: uite, poate cumva să nu mai dăm foc aici. Și apoi mai trece un timp și zice: dar n-ar fi bine de-l scos. Dar el iubește. Nu răspunde nimic. Ar fi putut să-i spună: tu ai spus, tu ai inițiat. Dar la un moment dat ea îi spune: știi ce, hai leapă de lucru și chiar scoate-l afară, pentru că chiar mă deranjează. Și trece încă un timp, el nu face lucrul dat, el iar insistă. Și la un moment dat el nu mai poate iubi și îi spune: draga mea, dar tu m-ai pus. La care ea nu a putut fi supus și îi spune: dar tu ești bărbat, tu ești responsabil, o trebuie să vezi. Cum n-o dai, rămâne, așa e aranjat de Dumnezeu. Nu de aceea că soția era foarte deșteaptă. Așa e aranjat de Dumnezeu. Până la urmă, răspunde bărbatul. Dacă n-a iubit și s-a distrus familia, bărbatul e vinovat. Dacă nu are ce mânca familia, bărbatul e vinovat. Dacă copiii nu-s grămadă, bărbatul e vinovat. Dacă îți dezbrăcați, bărbatul e vinovat. El trebuie să fie cel care e are inițiativă și duce familie. Elena, eu pentru tine mai am ceva.
Am spus, aici sunt și cei vârstnici și am spus că un prieten m-a felicitat la ziua mea, a dat mâna cu mine și a zis, frate Iosif, îți doresc să ai multă răbdare. Și mă strângea de mână așa, eu când am văzut cum mă strânge de mână și ce-mi cadonează el, a lăsat mâna liberă. Zic, ajunge așa. Și îi spun, dar mai ai ceva pentru mine? Mai ia. Ți-i trebuie încă multă, îndelungă răbdare. Și mă strânge și mă țin de mână. Și nu trece mult și îmi zice, și îți trebuie și încă răbdarea sfinților. Ei, poate voi veți zice acum, frate Iosif, cât spui despre răbdare sau despre supunere. Va trece timpul și voi veți aduce aminte, pentru că astea sunt lucruri care sunt necesare în familie. Cu asta se trec greutățile, cu asta se trec și cu asta se ajunge la binecuvântare. Astea sunt sursele, cărărușa pe care trebuie să mergeți spre binecuvântare. Dumnezeu să vă ajute, pentru că este foarte important, Samuel, să ții minte că tu trebuie să iubești, iar Elena să fie supusă. Și încă ceva, ceea ce eu înțeleg că este foarte important, noi trăim un timp destul de complicat. Când credința devine o formalitate, când credința devine ceva care este obișnuit. Vreau să citesc câteva versete pentru Elena. 1 Corinteni 11, versetul 7, inclusiv și 10. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slavă bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Deci, Dumnezeu pune o regulă. Bărbatul merge înainte, soția îl urmează. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Semnul stăpânirii trebuie să fie pe capul tău. Nu trebuie, Samuel, să-ți spună totdeauna, tu ai pe Dumnezeu și oamenii când vor vedea semnul pe capul tău, vor da cinste soțului tău, vor respecta familia, vor da slavă lui Dumnezeu, vor zice, aceasta este o familie binecuvântată de Domnul, aceasta este o familie care se teme de Domnul. Astăzi sunt multe rămuriri și am întâlnit prin biserici unde se spune că e de ajuns să fii cu capul acoperit doar când ești în biserică. Am întâlnit oameni care spun că capul trebuie să fie acoperit, părul este acoperire. Și ajunge așa, nu vă mai deranjați. Dacă vrei să ai o binecuvântare, leagă-ți viața de Dumnezeu, nu de oameni. Și dacă Dumnezeu a zis așa, și te va întreba într-o zi, ai respectat cuvântul? Tu vei putea cu bucurie să spui, Doamne, ceea ce am găsit eu în Sfânta Scriptură, m-am străduit cu respect. Dar lucrurile care sunt îndoielnice, nu le puneți ca bază în viața voastră, pentru că ele nu vor aduce binecuvântare. Dacă veți începe a discuta amândoi, Samuel, într-o dimineață, eu vreau ca tu să fii acoperit cu părul tău, ajunge așa. Dar Biblia aici spune, și unii teologi încep a o întoarce într-o parte, în alta, în stânga, în dreapta, am vorbit cu bătrânii, numai nu pe drum. Ea n-a să aducă binecuvântare. Țineți-vă de ceea ce spune Dumnezeu, alepiți-vă de Domnul și Domnul va fi alături. Încă ceva pentru voi, și aici încheiem. Eu cred că puține lucruri mai degrabă să le țineți minte. Dacă vorbesc prea multe, se întâmplă să le uitați. Este o zicală în popor care spune așa, până la nuntă trebuie să deschizi ochii, iar după nuntă trebuie să-i închizi. Aici nu este scris în Sfânta Scriptură ce zic eu. Din practică vieții am înțeles un lucru. Voi sunteți două ființe diferite, cu caractere diferite, cu educații diferite. Samuel a crescut într-o familie, Elena a crescut în alta. Voi acum ați părăsit mama, tata și ați format o altă familie. Și voi
de astăzi începeți, din seara asta începeți luna de miere. Luna de miere, da? Spun oamenii luna de miere, dar creștinii trăiesc viața de miere. Nu este luna de miere, special am spus lucrul acesta. Și odată ce voi începeți a trăi viața de familie, de mâine, Samuel începe a vedea lucruri care nu le-ai văzut până acum la Elen. Pentru că toate miresele sunt foarte bune. Nu am mai văzut nicăieri niciodată o mireasă să nu fie bună, cu minte, aranjată, educată, iubitoare. Nu am văzut. Nu am văzut un mire care să se poarte atât de mare cultură în jurul lui și cu atâta respect. Numai că după nuntă, încetul cu încetul se schimbă lucrurile, valorile se schimbă. Aș vrea ca să nu se schimbe valorile. Și un lucru care este comun pentru amândoi, țineți minte, când veți descoperi lucruri negative, unul la altul, că noi suntem oameni pe pământ și le avem cu toți, nu le spuneți, vă rog, nici părinților voștri. Țineți-le între voi. Asta înseamnă ce spune zicala, închideți ochii. Acoperiți cu dragoste tot ceea ce n-ați știut până acum. Și în perspectivă, lucrurile se vor schimba. Nu vă va ajuta nimic dacă voi veți încerca să le spuneți altora. Ei le au pe lor mult mai grele, mai amare. Și așa ca voastre, o să vă facă rău doar vouă, nu lor. De asta, tot ce va fi în perspectivă, la picioarele Domnului Iisus Hristos și cu dragoste, nu spuneți nimănui. Elena, nu spui la părinții tăi că Samuel nu-i place să mănânci carne de oaie. Nu-i spune, că eu până azi n-am mai învățat soția mea să mănânce carne de oaie. Dar o spun, nici nu pot, dar o spun aici la toți pentru că rămâne între noi, nu se mai duce mai departe. O trecut de-a cu o parte din viață și le-a fi de învățătură pentru ei. Nu spune la părinți, tată, mamă, o dormit mai mult decât trebuie și s-a rășit cafeaua care i-a dus-o la pat. Nu spune, că nu-ți va ajuta la nimic. Rămâne între voi toate lucrurile acestea, să le zic eu, mai copilăriești. Au să treacă timpul când lucrurile o să așează la locul lor și tot o să fie bine. Deci, cu voi am terminat. Țineți minte, da? Samuel iubește, Elena supune și nu spuneți la nimeni nimic. Trei lucruri. Apoi, ceea ce depinde de voi pentru părinți. Am citit din cuvântul Domnului că voi veți lepeda pe mama, pe tată și veți fi un singur trup. Voi sunteți datori până la moarte să respectați părinți. Chiar dacă undeva nu vă va fi pe placul vostru, trebuie să respectați părinți. Dacă voi veți merge pe drumul acesta, Dumnezeu se va întoarce cu fața spre voi. Chiar dacă părintele acesta undeva, el a îmbătrânit și ideea ta e mai bună, vreau să spun ceva, o mică paranteză, când eu eram tânăr, mă uitam la tata meu și spuneam, când a să ajung ca el, o să rup brăzdele. Și dă Domnul și ajung ca el, mă apropie încet, încet, mă izbesc într-o parte, în alta și nici jumătate ca el. Ajung ia ca la vârsta care eu spuneam și nu pot să ating ceea ce atingea părinții. Părinții v-au crescut. Dumnezeu v-a dat viață prin ei. Este sfânt. Lucrurile care le-a lăsat Dumnezeu pe pământ, sfinte, păstrați-le, respectați-le. Și să nu faceți diferență între părinți. Astăzi aveți în față părinții și faptul că părinții sunt la căsătoria dumneavoastră este o mare binecuvântare. Am fost la căsătorie și am oficializat cununii în care părinții nu erau. Și era foarte trist. Citeai o notă de tristețe pe fața mirelui, a miresei. Dragii mei, mulțumiți lui Dumnezeu că v-a dat părinți, sunt sănătoși, vii și aceasta este o sursă a binecuvântărilor. Faptul că voi sunteți astăzi în fața poporului Domnului, în fața bisericii, asta este datorită că ei s-au rugat pentru voi, au investit în lucrurile veșnice.
Domnul să binecuvânteze, să țineți minte lucrurile care vi le-am spus. Acum vreau să spun ceva pentru părinții Mirelui și a Miresei, din cuvântul Domnului. Eu nu pot să vă învăț pe dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți mai mari ca mine. Ar trebui dumneavoastră să mă învățați pe mine. Dar vreau să citesc. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Când Dumnezeu, frate Slavic, sora Carolina, v-a dat pe Samuel, v-ați bucurat. Ați avut o bucurie. Astăzi s-a încheiat un capitol în viața dumneavoastră, când el pleacă pe drumul vieții. Ei, și acum, nu știu cât de aproape o luați la inimă, dar pe parcurs veți simți. Veți simți încet cu încet, veți simți. Că el, de fapt, are o altă familie. Și vreau să spun ceva. Biblia spune că va lăsa pe mamă, pe tată. Dumneavoastră sunteți datori să-i lăsați, dar să vă rugați totdeauna pentru ei. Cum le-am zis că ei sunt datori să vă respecte, dumneavoastră sunteți datori până la moarte să vă rugați pentru ei. Nu de mult am fost la părinți, am intrat la ei și ne-au rugat împreună. Și ei s-au rugat pentru toți copiii cât suntem noi. Noi nu mai suntem acasă, dar ei s-au rugat pe nume, pentru fiecare. Elena, tu le-ai zis mamă și tată, fratele Slavic și sora Carolina? Ai încercat? S-a prinit? S-a prinit deja. E bun. Frate Vitalie, sora Lilia, vreau să vă zic că dumneavoastră sunteți datori să vă rugați pentru copii. Și dacă ei au format o familie, au pornit pe drumul vieții, nu vă mai apucați să îi îndreptați voi. Rugați-vă pentru ei. Puteți să-i sfătuiți. Puteți să-i ajutați. Aveți dreptul să-i ajutați cât mai mult. Voi sunteți de acord, da? Samuel, să vă ajute. Sunt de acord. Să vă rugați pentru ei totdeauna, să retrăiți, să vă doară și asta va aduce binecuvântare. Va aduce binecuvântare reciprocă. Chiar dacă multi nu o să puteți să-i dați. Dar să nu-i lăsați pleci cu măligoale de acasă de la voi când vor fi. Noi, eu nu mai țin minte cât nepoți suntem, câți nepoți au părinții noștri și unii 60 de nepoți și câți strănepoți? 12 strănepoți. Și unul din nepoți spunea așa că eu mă duc până la bunica că acolo găsești proaspăt ceva totdeauna. Să facem într așa fel ca copiii să tragă la părinți. Că sunt părinți care creează atmosfera negativă sau pozitivă. Stimați frați și surori, am vorbit din cuvântul Domnului și acum doresc ca să le citesc o binecuvântare care o găsim în Vechiul Testament. Practic, totdeauna să citesc această binecuvântare este foarte frumoasă când Dumnezeu a învățat pe Moise cum să binecuvânteze poporul lui Israel. Vreau să rog pe toți, când veți auzi numele Samuel și Elena, să spuneți amin la cuvântul Domnului. Aș vrea să citesc binecuvântarea din Numeri, care Dumnezeu a dat-o pentru poporul lui Israel. Și a zis, așa să binecuvântați pe poporul meu. Ascultați cu toți, vă rog, atent. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Samuel și Elena. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Samuel și Elena. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine, să-ți dea pacea, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta.
Am ajuns în momentul când noi vom cere binecuvântarea Domnului. Aduceți, vă rog, aici în față ca tinerii să poată aplica. Se va ruga părinții Miresei, se va ruga părinții Mirelui, apoi Mireasa Mirelui, Mirele și apoi mă voi ruga eu cu punerea mâinilor. Noi toți îi susținem în rugăciune și fie ca Dumnezeu să reverse această binecuvântare peste această familie. Ne rugăm Domnului. Tată Ceresc, vin înaintea ta cu atâncă mulțumire. De harul tău, de bunătatea ta, pentru toți copiii care mi-ai dat, pentru viața mea de familie pe care tu ne-ai dat-o, pentru mântuire. Iar în această zi deosebită, îți mulțumesc pentru Elena, pentru că ne-ai dat-o un timp și am putut să fiu mamă și a mea o sfică. Îți mulțumesc. Tată, în primul rând, o dau mâinile tale în viitorul care este, că tu să binecuvânți alături cu Samuel. Vreau ca ei să fie copiii tăi, să fie slujitorii tăi cu adevărat, să fie sinceri unul cu altul, să încreadă în tine în fiecare clip, atunci când va fi greu. Să se respecte, să iubească așa cum am auzit. Doamne, tu le știi pe toate și tu poți să faci mai mult decât noi ne gândim. Rugămintea mea este așa cum am fost împreună în timp, să ajungem toți în cer. Iisus, te rog, ai milă, dă-le sănătate și această dorință să nu le dispară, dar să ardă mai mult și mai mult și pentru copiilor care să le tai. Ascultă-mi, te rog, rugăciunea mea. Și în toate, Iisus, în numele Tău să fii slăvit. Amin. Amin. Domnul nostru, în această zi minunată, vrem să-ți mulțumim pentru harul, mila, îndelungă ta răbdare și pentru dragostea ta nespus de mare, pentru că ne-ai făcut copiii tăi, ne-ai făcut poporul tău și noi te avem pe tine ca Domn și Dumnezeu. Te rugăm să ne binecuvânți toți cum stăm așa în fața măririi tale. Vrem să cerem binecuvântare pentru Samuel, pentru Elena. Îți mulțumim că ne-ai dat acești copii în familia noastră. Îți mulțumim că i-ai găsit unul pentru altul. Te rugăm să-i unești, să-i binecuvânți tu cu toate binecuvântările tale. Să-i ajut să te iubească sincer, din toată inima, mai presus de orice pitenie, să iubească unii pe alții. Scopul lor în viață să le fie de a te sluji, de a te urma, de a face ceva bun, plăcut pentru tine și pentru împărăția ta. Binecuvântează-i tu cu toate binecuvântările tale, în mâinile tale îi predăm. Amin. Dumnezeu slavă, mă închin și înaintea ta și să aduc mulțumire pentru această zi minunată. Doamne, că tu, Doamne, binecuvântat ca să fim aici la picioarele tale, să aducem pe mâini de rugăciuni pe copiii noștri. Îți mulțumim că astăzi fac o familie. Mulțumesc, deosești, pentru Samuel, că tu l-ai dat în familia noastră. Îți mulțumesc, Doamne, că l-ai crescut și l-ai făcut copilul tău. Tu, Doamne, te-ai îngrijit de tot acestea fără noi. Doamne, tu ai pus în inima lui și l-ai făcut ca să o iubească, iată, și pe Lenuța, să fie alături de ea, să facă o familie. Doamne, astăzi este dorința mea ca tu să-i binecuvânți și să-i crești dragostea lor, Doamne, ca să fie supuși, să fie răbdători și să-ți slujească ție din dragoste, tu să le fii călăuză până în veșnicii. Doamne, ai milă de tot ce necesare care au nevoie, tu știi toate, Doamne. Te rugăm ca să-i binecuvânți cu sănătate, cu mâina ta ca să fie întotdeauna peste familia lor și să le binecuvânți și copiii care vor fi și ajută-i, Doamne, ca să fie un exemplu toată viața lor pentru cei din jurul lor, pentru biserică, pentru copii. În mâina ta îi predau, Iisuse, slăvit fi numele Tău în veci. Amin. Amin.
Cu deosebită mulțumire venim la tronul Harului Tău, Tată Ceresc, în numele Lui Iisus Hristos. Și îți mulțumim pentru mărețul Tău har, care și astăzi se revarsă peste noi aici. Căci prin har suntem noi astăzi aici. Prin har ai făcut casa noastră. Și acum asistăm la casele copiilor noștri. Tată Ceresc, te rog ca harul acesta care ți l-ai arătat până acum față de noi, să ți-l arăți și față de Samuel și Lenuța. Ține aripa Ta, Doamne, și asupra casei lor și să ai milă de dânsi, să-i păzești, să-i călăuzești și să le ajuți ca să susțină unul pe altul pe drumul vieții, ca să rămână în credință, ca să-ți slujească cu credință, ca împreună să-ți vadă slava feței Tale când vei răpi biserica de pe pământ. În mâna Ta încredințează, ajută-le și ai milă. Slavă Ți-i, Tată Ceresc, pentru toate în veci. Amin. Doamne, Tată din ceruri, vin cu mulțumire înaintea Ta în această zi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru părinții care Tu mi-ai dăruit. Îți mulțumesc pentru Samuel. Te rog ca Tu să ne binecuvântezi în acest drum care ne stă necunoscut, ca noi să punem baza la toate să fii Tu. Te rog ca Tu să ne ierți acolo unde n-am fost așa după cum vă știu, cu gândul, cu vorba, cu fapta. Ajută-ne ca să fim copii ai Tăi, să putem împreună să aducem cât mai mult rod în via Ta. Ajută ca să putem să fim sare și lumină în lumea aceasta. Te rog, ajută-ne ca noi să fim o familie unită, bazată pe Tine. Fii cu noi și mai departe. Îți mulțumim pentru toate. Te rog, revarși să spune cuvântarea Ta asupra familiei noastre. Nu ne lăsa. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce faci pentru noi, îți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale. Mulțumesc, Doamne, că ne-ai ajutat și am ajuns, Doamne, ca să facem și acest pas împreună cu Elena. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Elena. Îți mulțumesc, Doamne, pentru părinții care au crescut-o și au educat-o într-un mod așa cum Tu dorești. Ajută-ne, Doamne, ca noi în continuare să fim plăcuți Tăi, să trăim o viață de credință. Ajută-ne, Doamne, ca Antonina să fim disponibili pentru slujba Ta. Ajută, Doamne, ca să ne putem iubi unul pe altul, să ne iertăm. Fii Tu cu noi, Doamne, și în continuare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru familie noastră, mulțumim pentru părinți că ne-au crescut. Binecuvântă-și pe ei, familie noastră, fii Tu cu noi în continuare. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, de acolo de sus, ochiul Tău privește. Ca rob al Tău, mă plec în fața Ta cu respect, știind că Tu ești stăpânul care controlezi tot pământul și toți oamenii. Știind că familia este a Ta, ai creat-o Tu. Mă rog din toată inima Ta, din toată inima mea, ca să asculți ruga care se înalță către Tine. Și să binecuvântezi pe Samuel, pe Elena, cu tot felul de binecuvântări. Dă-le, Doamne, copii, dă-le, Doamne, casă, dă-le, Doamne, tot ce este necesar și cel mai mult te rog, fă-i, Doamne, slujitori în casa Ta, în biserica Ta. Doamne, depindem de Tine și fără de Tine nu putem face nimic. Doamne Iisuse, fă-i pe acest pământ o lumină care să ardă și încă mult să vină la Tine. Ajută-i prin Duhul Tău cel Sfânt să nu stea nepăsător niciodată, ci să trăiască și să împlinească voia Ta în viața lor. Fă-i, Doamne, o familie exemplu. Într-această zi te rog să asculți rugăciunea părinților, să asculți rugăciunea lor și să asculți rugăciunea mea care se înalță către Tine. Binecuvântă, Doamne! Pentru că tot ce binecuvântezi Tu rămâne binecuvântat pe vecie. Ajută-i, Doamne, în trăirea pe acest pământ, totdeauna să aibă ca scop veșnicia. Doamne, Tu ești Dumnezeu care vezi totul și cunoști totul. Te implor, te rog într-această zi să binecuvântezi Tu și să fii alături. Să-i ajuți, Doamne, să iubească unul pe altul, să respecte părinții și biserica. Dumnezeul meu, Tu ești cu inima zdrobită, Tu asculți rugăciunea. Mulțumesc pentru că Te avem pe Tine în viața noastră. Tu ne unești, Tu ești cel mai important pentru noi.
Mulțumesc pentru această zi și pentru toate binecuvântările care le avem acum. Binecuvântă în continuare, Doamne, totul. În mâna Ta ne încredințăm, îi încredințăm și pe ei. Numele Tău îl slăvim, căci ești vrednic, Tată, Fiul, Duh Sfânt. Amin. Dragi frați și surori, stimată biserică, Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ. Și i s-a dat întrebări cu privire la familie și știți ce a zis El? A zis așa, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. De azi înainte voi sunteți, Samuel, soț și soție. Sunteți o familie unită, binecuvântată de Dumnezeu cu toate drepturile. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ia în paza Lui și în felul acesta să fiți o lumină pentru tot ce ai din jur. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, îndemnați de Duhul Tău cel Sfânt, îți mulțumim că suntem copiii Tăi. Mulțumim de libertate, de tot ce ne dai, mulțumim de soare și de o zi frumoasă. Și de aceea că într această zi ți-ai făcut, ți-ai împlinit încă o dată planul Tău. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi toată lucrarea în continuare și ajută-ne, Doamne, totdeauna să vedem mâna Ta și dependența de Tine. Fii binecuvântat pentru toate, Tată, Fiul, Duh Sfânt. Amin.